Atunci când vrei, poți. Disciplina, consiliere și dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a 5-a. Învățarea are loc zilnic, la orice vârstă. Fie că ești copil sau adult, bărbat sau femeie, fie că dezvoltarea ta este asemănătoare cu a celor mai mulți sau ești special. De aceea se spune, omul cât trăiește, învață. Învățarea este acea activitate prin care afli noi informații, de exemplu să citești sau înveți să îngrijești o plantă. Poți să înveți o nouă abilitate, de exemplu să cânți la un instrument, să folosești un program de calculator sau chiar să te relaxezi. Învățarea este personală, adică fiecare dintre noi învață diferit. De exemplu, muzica pe unii poate să ne ajute să ne concentrăm, iar altora ne poate distrage atenția. În grup putem descoperi cum să transformăm blocajele sau obstacolele în procesul de învățare, în factori care susțin învățarea. Ascultă cu atenție fiecare situație. Notează pe caiet ce împiedică învățarea. Formulați apoi în grup o recomandare pentru a depăși obstacolul despre care se vorbește. Ascultă. Ar trebui să-mi fac lecțiile, dar toți prietenii mei sunt afară la joacă. Merg și eu să mă joc. Notează. Ce credeți că împiedică învățarea? Dorința de a fi cu prietenii, nerespectarea unui program sau lipsa de interes pentru învățare. Formulează. Ce recomandare puteți formula? De pildă, respectă un program. Sau, mai întâi înveți, apoi te joci. Ascultă. Din când în când nu aud bine cu urechea stângă. Nu vreau să le spun părinților. Notează. Ce crezi că împiedică învățarea? Lipsa de atenție, dificultățile de auz sau frica de părinți? Formulează. Ce recomandare puteți formula? De pildă. Spune părinților ceea ce simți. Sau, mergi la medic. Ascultă. Nu am cum să citesc cartea recomandată. Părinții mei nu au bani să o cumpere. Notează. Ce crezi că împiedică învățarea? Lipsa de interes pentru citit, lipsa cărții sau lipsa banilor? Formulează. Ce recomandare poți formula? De pildă. Împrumută cartea de la un coleg. Sau mergi la biblioteca școlii. Ascultă. La educație plastică am de realizat un animal fantastic. Nu știu ce trebuie să fac. Notează. Ce crezi că împiedică învățarea? Plictiseala, neîncrederea în forțele proprii sau neatenția? Formulează. Ce recomandare poți formula? De pildă, ai încredere în imaginația ta? Sau, dacă ceva este neclar, întreabă. Ascultă. La matematică, nu înțeleg cum se face compararea fracțiilor. Părinții stau foarte târziu la serviciu și nu am pe cine să întreb. Notează. Ce crezi că împiedică învățarea? Neînțelegerea, neîncrederea sau neatenția în clasă? Formulează. Ce recomandare poți formula? De pildă, roagă un coleg să-ți explice încă o dată. Sau, exersează.
Am identificat împreună factorii care blochează învățarea. Aceștia pot fi dorința de a fi cu prietenii, starea de sănătate, precum dificultăți de auz sau de văz, neîncrederea în sine, neatenția, lipsa de organizare a programului zilnic, lipsa unor resurse, cum ar fi cărți sau caiete, lipsa ajutorului adulților. De cele mai multe ori am găsit și soluții. Identificați și voi care sunt condițiile care blochează propria învățare și găsiți modalități de a le depăși. Nu degeaba se spune, atunci când vrei, poți!